Virom nu mai livrează gaz către Global Energy Production decât cu plata în avans a consumurilor estimate. Și cum societatea de distribuție a agentului termic nu avea bani, primăria a intervenit garantând că banii pentru gaz vor fi plătiți. Astăzi, consilierii locali s-au întrunit în ședință extraordinară pentru a aloca bani necesari pentru plata gazului deja consumat în weekend. Livrarea a fost girată telefonic vineri noaptea, când Virom a fost solicitat să nu întrerupă sistarea gazului, pentru că își va primi banii în scurt timp. Ca atare, consilierii au acordat astăzi 100.000 de lei societății Global Energy în contul subvenției la energia termică, iar situația s-a deblocat. A fost o problemă în furnizarea de gaz și eu știu, cu înțelegerea Viromului, a trebuit să luăm gaz de la Virom. De asta s-a și făcut această ședință extraordinară pentru ei, pentru o sumă de 100.000 de ron. Acum, clar, Energie Global și-a rezolvat problema. Între timp, Global Energy și-a rezolvat neajunsul cu banii, făcând un credit, și speră să mai încaseze și ceva bani de la populație. Am făcut un credit de 400.000 ca să asigurăm avansul către nou furnizor de gaz. Avem un grafic de eșalonare de plăți a gazului care o consumăm în luna decembrie, și anume până în 25 decembrie trebuie să mai plătim încă 400.000 și până în 15 ianuarie, să fie un pic cam problematic, că lumea va fi sub euforia sărbătorilor de iarnă, va trebui să mai încasăm încă 400.000 ca să putem achita luna decembrie. Dacă nu, lumea nu va plăti, vom intra iar în impas cu toate creditele care le avem și cu toată bunăvoința Consiliului Local de acordare a subvenției în avans. Va trebui să reducem în continuare și, din păcate, reducem pentru toată lumea, nu numai pentru cei care nu au plătit. Căldura în apartamentele giurgiuvenilor ține și de modul cum aceștia își vor plăti la timp facturile. Pentru că dacă se înregistrează iarăși restanțe mari, iar va fi frig în casele giurgiuvenilor.